Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Aș vrea să citesc un text. Cred că acest principiu, acest adevăr despre continuitate, a se înscrie într-o continuitate, nu este foarte bine înțeles de generația noastră modernă. Pentru că generația noastră modernă, suntem foarte orgolioși și foarte mândri când e vorba de acest principiu. Mândria are multe forme. Dar generația noastră, hai să pun un pic lucrurile în context. De ce spun că, din acest punct de vedere, avem o mândrie mare? Este că noi trăim într-o generație care nu mai respectă nimic. Îl numești pe președintele cu prenumele lui. Asta este generația unde trăim. O generație care nu respectă autoritate. O generație unde, hai, suntem toți la fel. De ce unii să le dăm mai mult respect decât alții? Și este voit, este bine planuit, bine gândit. În context unde nu se mai respectă lucrurile care trebuie să li se acorde un respect, principiul continuității este calcat în picioare, pentru că fiecare crede că e capabil, nu are nevoie de celălalt. Principiul continuitate, de exemplu, se vede când Dumnezeu vine la Iacov și zice: sunt Dumnezeu tatălui tău, Avram, Isaac. Ok, hai să citesc acest text. Geneza 28. Biblia zice așa, versetul 12: și a visat o scară rezimată pe pământ, al care vârf ajungea până la cer. Îngerul lui Dumnezeu se suiau și se cobora pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeului tatălui tău, Avram. Și Dumnezeului Isaac. Dumnezeu vine și se prezintă la Iacov. Dar mai întâi menționează tatălui Avram. Apoi menționează Isaac. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune: motivul pentru care vin să vorbesc cu tine acum este că înaintea ta a fost Avram, a fost Isaac. Am avut un legământ cu ei. Din cauza acestui legământ vin acum să stau de vorba cu tine. Nu că tu ești cel mai deștept, nu că tu ești cel mai special, dar ești, te înscrii în continuitate. Avram, Isaac și Iacob. Când Biblia zice este Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, vorbește de multe lucruri, dar un lucru despre care vorbește este principiul continuității. Dumnezeu stă de vorba cu Iacov, nu că e cel mai sfânt. Stă de vorba cu Iacov, nu că e cel mai deștept. Dar stă de vorba cu Iacov, că Iacov se înscrie într-o continuitate. Și înainte să plece Iacov de acasă, ce a luat? Binecuvântare. Prin binecuvântare s-a înscris în continuitate. S-a dus să ia ceva de la tatălui, Isaac. Este important de ce s-a prorocit înainte să te naști, de ce? Pentru că dacă nu știi ce s-a prorocit, nu te vei înscrie într-o continuitate. Și dacă nu te înscrii
într-o continuitate, e slab. N-ai cum să ai greutate spirituală. Hai să citesc un alt text. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început. A început. A început. Isus să facă. Asta este cum începe Faptul Apostolilor. Începe cu faptul că Domnul Isus a început să facă ceva. Studiem viața lui Samson. Samson a fost destinat ce? Că prin el să înceapă izbavirea lui Israel, dar nu se termină cu el. Când vorbim de mântuire, mântuire este un cuvânt mare și sunt mai multe aspecte. Domnul Iisus, lucrarea lui de mântuire a fost desăvârșită de la A la Z. Dar după ce a făcut lucrarea lui de mântuire, a însărcinat ucenicii lui să continue să ia acum această mântuire care este acum posibil în el și prin Evanghelie să aducă asta mai departe. Această a doua parte de a duce mai departe nu s-a finalizat. Acest aspect nu s-a terminat. De aceea, după înviere, zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în toată lumea. Deci, din acest punct de vedere, Domnul Iisus a început. Te rog frumos, ascultă-mă bine. Nu vreau apoi să-mi scrii cum adică Domnul Iisus nu și-a terminat lucrarea de mântuire. Nu despre asta vorbesc, da? Lucrarea lui de mântuire de la A la Z a terminat-o. Dar când vorbim de a duce mai departe Evanghelia și de a duce mai departe eliberarea oamenilor, mântuirea lor, el a dat mai departe ștafeta la ucenici. Din acest punct de vedere, te rog frumos să ascultă bine, din acest punct de vedere, ce a făcut Domnul Iisus este să înceapă. Se înceapă eliberarea multora, se înceapă vindecarea multora, se înceapă mântuirea multora. Și tine continuă și duce mai departe cei care se înscriu în continuitate. Ceea ce Iisus a început să facă. Ce se zice despre Samson va începe. Dar nu Samson va termina. Domnul Iisus a început. Dar apoi a dat mai departe. Sau dacă vrei, hai să luăm o imagine foarte clară în Vechiul Testament. Moise a scos poporul din Egipt. Dar planul lui Dumnezeu nu se opera doar să fie scos din Egipt. Și apoi Moise a dat mai departe Iosua să continue ceea ce a început el. Domnul Iisus a început, apoi a plecat și a lăsat că mânghietorul să vină, să continue ceea ce a început el. De aceea zice, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta, dar când Duhul Sfânt va veni, când mânghietorul va veni, el vă va călăuzi, cu alte cuvinte, va continua ce am început. Și ucenici, adevărat ucenici al lui Iisus Hristos, se înscriu în continuitate pentru că au înțeles că el a început și ucenici trebuie să continue. Aș vrea să te gândești la asta. O să mă opresc aici pentru astăzi. Dumnezeu să te binecuvânteze.